cum a fost impactul? Ai ajuns la Steaua, ai început bine, ai dat gol, mi-aduc aminte că un meci cu CFR Cluj, nu? 1-1, da. Ai dat un gol frumos. Da. Și startul a fost bun. Ce s-a întâmplat ulterior sau cum vezi tu lucrurile acum prin prisma a trecut, au trecut destule. Da, am avut un început bun și apoi ușor, ușor au apărut și se presă așa când ești într-o lumină și apar tot felul de lucruri despre tine, te dau înapoi în cariera de fotbalist. Și eu am fost într-o lumină așa proastă. Te pentru că nici nu mi-a părut să apar. N-ai vrut să apar, dar te afectau toate astea, articolele, da, în plan general, psihic, așa. Nu, da. Eu sunt puternic psihic și nu mă afectau deloc. Dar te dau înapoi. Te referi în ochii patronului, în ochii antrenorilor? Da, la urechile dânsului ajungeau și poate multe minciuni și asta vă dați seama, de-aia a fost și perioada aia când era nemulțumit. Că zilele trecute Gigi Becali chiar a ieșit în presă și a spus că e supărat pe Mititelu pentru faptul că n-a reușit să-și recupereze din suma investită din cei 1.500.000, pentru că avea în continuare drept de semnătură și trebuia să-și dea acordul cu privința transferului tău de la Steaua. Să-mi povestești un pic. Da, avea procente din eventual transfer, 40%. Deci practic în afara sumei pe care a plătit-o, un contract la un 60 al Steaua și la un viitor 40, transfer, da. Avea 40%. Adică da, dacă trebuia să aveam o ofertă, 40% la Craiova. Ceea ce din start a fost un lucru rău pentru tine ca și jucător, pentru că da, trebuia să fie o ofertă și pe loc. Cum? Zic, clauza aceasta m-a ținut și pe loc pentru că Steaua vrea să mă lase să plec și am avut câteva oferte, dar se lovea de clauza asta, da. Practic trebuia să fie oferte de 5 milioane ca să fie toată lumea da, mulțumită. Da, și trebuie să stau. Știu că ai reziliat în martie 2015, dacă din ce m-am uitat, dar în perioada asta nu știu exact. În perioada asta n-ai încercat, doar că ai încercat să pleci, dar te ținea clauza asta pe loc, nu? Da, situația asta, clauza asta m-a dat. Că bănesc că nu-ți convenea, chiar dacă aveai un salariu ok, dar orice fotbalist vrea să joace până la urmă, aveai 25-26 de ani. Da, nu era o situație nu chiar e ok să stai să nu joci. Să zic meciurile aveai, sunt cele mai importante. 15.000 pe lună sau cât aveai, dar un contract bun. Am înțeles, deci oarecum și contractul era ok și practic da. Și ei trebuia să-și facă pasuri în așa fel încât să aibă toată lumea de câștigat. Da. Dacă au existat aia discuții, oferte, știu că a fost o treabă cu Polonia, la Corona Chelsea sau ceva și da, erau niște discuții, dar nu, n-am semnat cu nicio echipă din Polonia. Deci practic erau timpul niște discuții. Da, 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 dar echipe, tot timpul se ajungea Polonia la treaba asta, și nu? Mititelu da. Spunea, nu-i dau acord. Da. Asta m-au împiedicat puțin. E important să spui treaba asta, pentru că, uite, multă lume nu știe, spune, a stat, n-a jucat. Dar, practic, tu erai legat de mâine. N-am avut nici constanță așa în atâția ani, nu știu, veneau tot timpul motivațiilor care era. A, stai că nu te pregătești bine, stai că ești cu Daniela, stai că, sau de ce? Că bănesc că nu mai intrau în planurile echipei. Deci cum a fost la sau s-a dat ordin de acolo, gata, rămâne la nu știu, nu mai eram în planurile lor și asta s-a întâmplat. Da, și pe lângă mine sau au mai fost și alții. Asta știu, dar și tu ai stat destul de mult. Bine, și alții au mai stat și n-au jucat. Da. Dar exact în perioada în care trebuia să explodezi, practic. Aveai 25 de ani, 26 da. De ani. Era o perioadă puteam bună. Să fac mult mai mult în cariera mea, sincer, și da, asta e.